Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează în intervalul 1-3 martie 2023 o serie de evenimente care au ca scop creșterea ocupării locurilor de muncă vacante. Evenimentele sunt dedicate în special femeilor din județul Hunedoara, fără a exclude însă participarea tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care bineînțeles doresc să se reintegreze pe piața muncii. Bursele locurilor de muncă se vor desfășura în intervalul orar 9-12 astfel. Miercuri 1 martie, Sala Mică a Casei de Cultură Hunedoara. Joi 2 martie, Biblioteca Universității din Petroșani. Vineri 3 martie, Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Agenții economici din județ pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 28 februarie.